Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre studiul experimental al relațiilor metrice în triunghiul dreptunghic. Pentru început, să ne reamintim faptul că un triunghi cu un unghi drept, adică cu un unghi de 90 de grade, se numește triunghi dreptunghic, laturile alăturate unghiului drept se numesc catete, iar latura opusă se numește ipotenuză. Perpendiculara dusă din vârful unghiului drept pe ipotenuză se numește înălțimea triunghiului, ea împarte ipotenuza în două segmente numite proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Pentru studiul experimental al relațiilor dintre catete, ipotenuză, înălțimea triunghiului și proiecțiile catetelor pe ipotenuză, desenăm pe hârtie milimetrică două triunghiuri dreptunghice pentru diferite dimensiuni ale catetelor. Construim în fiecare triunghi înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Măsurăm cu ajutorul riglei cele două catete, ipotenuza, înălțimea triunghiului și proiecțiile catetelor pe ipotenuză, apoi scriem valorile obținute într-un tabel. Comparând valorile obținute pentru ipotenuză, înălțimea triunghiului și proiecțiile catetelor pe ipotenuză, în funcție de dimensiunea catetelor, putem formula următoarele concluzii referitoare la triunghiul dreptunghic. Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor celor două catete, relație numită teorema lui Pitagora. Pătratul înălțimii este egal cu produsul proiecțiilor celor două catete pe ipotenuză, relație numită teorema înălțimii. Pătratul unei catete este egal cu produsul dintre ipotenuză și proiecția acestei catete pe ipotenuză, relație numită teorema catetei. Relațiile metrice în triunghiul dreptunghic sunt foarte des utilizate, de aceea vă propun acum să rezolvăm următoarea problemă. În timpul unei inundații, o persoană se refugiază la etajul unei clădiri situată la 5 metri deasupra solului. Știind că lățimea apei este 4 metri, să se afle ce lungime minimă trebuie să aibă scara pentru ca omul să poată fi salvat.